Evanghelia după Ioan, capitolul 6, începem citirea cu versetul 1 până la versetul 15, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1032. Ioan, capitolul 6, începem citirea cu versetul 1. După aceea, Iisus a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după El, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii Săi. Paștele praznicului iudeilor erau aproape. Iisus a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre El și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-L încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să se adă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor Săi, strângeți fărăbiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat, deci, și au umplut 12 coșuri cu fărămiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai El singur. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați ascultători, doamnelor și domnilor, prin binecuvântarea Domnului, suntem la ultima slujbă programată pe care o am în sânul comunității dumneavoastră. Permiteți-mi la slujba aceasta, în mod oficial, să vă aduc salutările sfinte și frățește a Bisericii Betel Dumrăven Suceava, a bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite. Amin. Când vorbea fratele de oaspete care n-are nicio treabă, vine, numai mănâncă ce-i mai bun și pleacă, mă simțeam vinovat. Eu sunt oaspete. E adevărat ca oaspetele să simtă bine, vorbesc în domeniul gospodinilor, trebuie să facă, de exemplu, gospodin un pire pufos foarte. Dacă îl pune cu tot cu coajă de la cartof, nu iese pireul cum trebuie. Totdeauna gospodina curăță cartoful și coaja de cartof nu o pune la expoziție. Trebuie să-l care cineva și de obicei soțul rezolvă problema asta, chiar dacă de 3 ori, dar rezolvă. Ca să poată ieși lucrurile bine, fiecare biserică încearcă să facă cel mai bine. Lucrând să faci bine, ies și eșecuri, ies și momente. Alea sunt momentele care sunt puse în anumite situații, se discută la darea de seamă, dar atâta tot. Ce frumos este când ești musafir și ești servit numai cu bine, dar când nu ești pus să duci gunoiul. Sunteți chemați să fiți cetățeni ai casei Domnului. Să știți că pireul iese bine doar dacă nu se pune coaja acolo și onoare să duci coaja afară. Foarte multe lucruri în biserică ies frumos, chiar dacă la un moment dat nu merge lucrurile cum trebuie la cor. Dar lucrurile se rezolvă în timp, slăvit să fie Domnul. Și avem slujbe de calitate și hrană spirituală și la toate acestea trebuie să contribuim. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În prima seară când am fost cu dumneavoastră am avut o tematică pentru familie, aseară am avut cu scumpii dumneavoastră adolescenți și tineri o tematică pentru dumnealor și în seara aceasta frații din bordul de conducere ne-au cerut să vorbesc ceva despre relația părinți-copii și foarte important pentru vremea noastră de astăzi. Una dintre cele mai mari provocări pe care le au familiile de astăzi este să-și țină copiii aproape de împărăția Domnului. Sistemele din lumea aceasta sunt făcute, educaționale, filozofice, toate, sunt făcute să ne aspire copiii noștri frumoși, capacitați și deștepți și să-i ducă departe de noi. Și de partea cealaltă, biserica, familiile, trebuie să se învețe și să ceară ajutor de la Dumnezeu ca aceste fete frumoase, acești adolescenți scump, să devină vase ale Domnului. Doamne ajută! În textul din seara aceasta se vorbește despre faptul că Domnul Iisus era împreună cu ucenicii Săi și oamenii știau că Hristos vindecă, Hristos eliberează, Hristos aduce speranță și mulțimi de oameni se îndreptau spre zona în care era El. Și Domnul Iisus îl întreabă pe Filip,
Trebuie să le dăm de mâncare la oamenii ăștia. Că totdeauna o Evanghelie bună trece și prin stomac. Foarte mulți dintre noi vrem să predicăm Evanghelia la niște oameni flămânzi, dar ei se gândesc la mâncare. După ce le-ai dat de mâncare, poți să le predici Evanghelia de orice fel de gândire. Și Domnul Iisus și-a dat seama de unde avem pâini să le dăm la oamenii aceștia. Și Filip s-a uitat în caseria grupului și a spus, la banii care avem noi, putem să luăm ca fiecare să simtă gustul cam cum e pâinea. Da, să vorbim de... numai hărățim așa, numai le arătăm că se poate mai mult în alte condiții, dar acum nu avem. Și ca atare nu îi putem ajuta. Și în momentul acela apare unul dintre ucenicii Domnului de care Scriptura nu ne spune prea mult. Petru, fratele lui, totdeauna era incisiv. Totdeauna punea întrebări și răspundea și când nu era întrebat. Andrei, fratele lui, era mai reținut. Era mai în umbră. Dezvolta prietenii, dezvolta relații. Și iată aici că știa că un băiețel are o traistă și în traista aceea băiețelul și-a deschis-o față de el. Copiii nu-și deschid traista în fața oricui. Dar Andrei a avut abilitatea aceasta să vorbească cu băiețelul, să afle că părinții lui au pus 5 pâini de orz și 2 pești, i-a pus acolo. Și băiețelul i-a prezentat ce are el acolo. Și el vine cu o noutate în fața Domnului Iisus și spune, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar constată și el la o evaluare ce sunt acestea la atâția. Și Iisus a spus oamenilor să șadă jos. A luat pâinile și peștii. A mulțumit lui Dumnezeu. Apoi a început să împartă ucenicilor și ucenicii au început să împartă. Erau peste 5.000 de oameni. Stau și-mi închipui că îi dureau mâinile deja pe ucenici, cât tot împărțeau. Cât tot împărțeau. E o mare minune a Domnului. Bineînțeles că cel ce a făcut minunea este Hristos, binecuvântat să-i fie nume. Dar colaboratorul lui Hristos la minunea asta este un băiețel a cărui nume nu-l știm. Un băiețel care a colaborat cu Domnul. După Revoluție am văzut multă frustrare în mediul evanghelic. De ce? Pentru că înainte de Revoluție, cei mai buni studenți ai noștri puteau să intre doar la anumite facultăți. Cei mai buni dintre copiii credincioșilor puteau să meargă doar la anumite școli, iar în anumite situații nici la cele nu le era îngăduit dacă tatălui era prea religios. N-avea cum să intre acolo. După Revoluție, când unii dintre ei cântau într-o orchestră, când unii dintre ei cântau într-un cor, când ei făceau părinții, au spus, nu, trebuie să demonstrăm că și copiii noștri sunt capabili. Și astfel am avut studenți la medicină, studenți la arhitectură, studenți la facultățile de top, nu numai din România, ci și din Europa. Tristețea mea este că astăzi, vizitând Europa, întâlnesc oameni de o seamă cu mine sau puțin mai în vârstă, pe care i-am întâlnit după Revoluție. Am întrebat de copiii lor, nu mai erau la repetiție, învățau. Am întrebat de copiii lor, nu mai erau la școala duminicală, învățau. Am întrebat de ei care slujeau cumva, n-au timp, duminica n-au timp, învață, trebuie să ajungă cap și nu coadă. Știm sloganul ăsta, cap și nu coadă. De foarte multe ori văd cum vin de la școală și acum anumiți părinți credincioși, îți ca pușcașă marini. Au în spate un rucsac numai cu cărți, îl târâie spre casă, ajung acasă și părinții spune, mănâncă repede că vine profesorul de engleză. După profesorul de engleză, rapid îți revii, pentru că trebuie să mergi la școală din nou, dacă vine vreun potop, cum scăpi tu? După școală, după, așa faci și ori de muzică. Și tot ce n-am reușit noi să facem, îi punem pe ei. Unii din ei clachează la un moment dat, nu mai pot. Efectiv, fug de starea asta. Revin la ideea mea, când circul astăzi prin Europa, mă întâlnesc cu mulți din acei părinți care și-au dat copiii să arate că suntem cap și nu coadă. Mă întâlnesc cu ei prin Germania, prin Anglia și întrebă, cum mai sunteți? Bine, mulțumim Domnului, suntem bine. Dar copiii dumneavoastră, foarte bine. Dar băiatul dumneavoastră, doctor, de top. Știi ce salar are? Și îmi spune de vreo 40 ori. Îmi spune și unii. Dar fata e șefă la arhitectură. Știi ce salarii are? Din nou vreo 40 ori. Mai întreb și de el al altul care mai era mai departe, din nou. Bine, pentru orice om care întreabă, trebuie să-ți dai seama, salar, mașină, serviciu bun, relații bune, deja realizați toți. Dar un păstor nu se oprește aici. Un păstor așa, parcă îl mănâncă limba, mai întreabă ceva. Și sunt mântuiți? De obicei nevestele lor, nu ei.
nevestelor nervoase spun, nu-ți mântuiți, dar-s mai bun ca pocăiță. Aș vrea să întreb, ajută cu ceva? Ajută cu ceva? Despre asta vreau să vă vorbesc în seara asta. Nu-i rău să fii doctor, nu-i rău să fii cosmonaut, nu-i rău să fii ce-ți dorești, dar ești persoana de care se folosește Domnul? Cum arată un copil de care se folosește Domnul? Care sunt caracteristicile lui pe care vreau să le extrag din textul acesta biblic? În primul rând, un copil de care se folosește Domnul. Și sperăm tot să fie copiii noștri aceștia, Doamne ajută! Și dacă ai ajuns la rangul de bunic, ce e un rang superior și eu am fost avansat la rangul ăsta, să ne ajute Domnul să avem nepoți de care se folosește Domnul. Primul lucru și caracteristica copilului folosit de Domnul este că ajunge să-i placă la adunare. De obicei la copii îi place la locul de joacă. De obicei la copii îi place unde sunt alți copii și unde au un mediu cât de cât mai de joacă, mai glumeț, mai așa. Uite că la copilul ăsta i-a plăcut în mijlocul acelor oameni care îl urmau pe Iisus și ascultau predicele lui Iisus. Lui a ajuns să-i placă acolo. Stimații mei, ca ai noștri copii să le placă adunarea, trebuie în primul rând să vadă că ne place nouă adunarea. De foarte multe ori observ părinți care luați cu problemele vieții și vorbeam aici cu un frate că viața în Europa este mai stresantă decât cea în România. Există un lanț mai scurt, așa, n-ai mare. Există anumite obligații la care ești supus și în domeniul ăsta trebuie să ne creștem copiii în frică și teamă de Domnul, Doamne ajută! Ori, aș vrea să vă spun, stimații mei, că atunci când vine duminica dimineața și trebuie să mergem la adunare, dacă avem mai mulți copii, e foarte grea îmbarcarea. Foarte grea îmbarcarea. De obicei, când copiii trebuie să îmbrace, dacă ai mai mici, așa, totdeauna se îmbracă parcă anumit, cu stângul pe dreptul. Când trebuie să vină, îl vezi cu nasul reprins, așa. Te uiți la ei, mai ai și domnișoare în casă și doamna ta până se aranjează, să-i stă baticul și așa mai departe, tu îți dai seama că întârzii la adunare, întârzii copiii la școala duminicală, întârzii peste tot. E bine că nu claxonezi în mașină ca să vină trupile speciale, să intri în mașină, să pleci mai departe. Bine, când au intrat toți în sfârșit în mașină, bombănești și tu și să spui, iar întârziem, și uite frață păstor la noi, venim târziu, la școala duminicală la fel târziu, dar nu vă puteți odată încadra și așa mai departe, toată lumea tace liniștită. Și spune, dă dacă îl pune fratele să roage la rugăciune pe tata, și inspirația are el la și vorbește el aici acum. Bine, decurg lucrurile astea cum decurg, în sfârșit oprește microbuzul în fața adunării, să dau jos la fiecare aleargă pe drumul lui, să intre în adunare, după care să ține slujba. Și apare cuvântul magic. Adunarea este liberă pe la 12, duminica dimineața. Dintr-o dată tata șcate copiii, hai băieți, plecăm, mergem la un McDonald's, s-a terminat adunarea. S-a terminat adunarea, gata, mergem acasă, ne culcăm puțin și așa mai departe. Și copilul vede, măi, dar lui tata când se meargă la adunare, toate spidos. Dacă îmi pleacă de la adunare, numai bine, numai McDonald's, numai fain, numai somn, numai liniște, lui mai tare îi place să plece de la adunare decât să meargă la adunare. Bine, azi, mâine, poi mâine. Te miri că atunci când copilul tău prinde 18 ani, spune, tate, te rog frumos să mă lași în pace. Te rog frumos să mă lași în pace. Am văzut că te iubești adunarea. Vă regăsiți pe undeva, stimabilii mei? Vă regăsiți? Am întâlnit oameni care sunt foarte ocupați. Duminica dimineața este o zi specială pentru ei. Din timp pun muzica ambientală, scoală copiii din timp, le pregătesc papucii, se scoală și bărbatul și soția, pregătesc toate lucrurile, azi e ziua Domnului, azi ne pregătim de închinare, astăzi ne întâlnim cu Iisus Hristos, dacă astăzi copii voi aveți un tată care știe să vă iubească, să vă îmbrățișeze, este din cauza lui Hristos, dacă nu eram un alcoolist, eram pierdut, dar Hristos este Domnul. Dintr-o dată, toată casa aceea e înviorată, cu bunătate, cu blândețe, din timp, se urcă în mașină, merg mai departe, intră unul în cale, nicio problemă.
Omul respectiv spune, uite, s-a întâmplat, e grăbit, poate merge la spital. Dar când te grăbești, totdeauna vă aduceți aminte, frații mei, băi, ce intră și ăsta în față? Eu trebuie să ajung la biserică. Cine-i cu ăsta? Că nu colie un alt frate, de la noi, de la biserică, care vine și el. Și dintr-o dată numai, dar dacă ești calm și liniștit și o iei din timp și mergi la casa Domnului, copilul tău se uită, măi, duminica când tata mergea la adunare era o zi de sărbătoare, o zi extraordinară. Știam că ziua aceea e pusă deoparte. Când plecam de la adunare în aceeași ambianță, abia așteptam să mergem din nou. Pentru că, frații mei, copiii noștri n-au filtru să știe ce-i bun și ce-i rău. Dacă te duci nervos la adunare, dacă vii nervos de la adunare, dacă discuți de frați, dacă discuți de situații, copilul n-are filtru, copilul spune-i rău. Am văzut pe tatăl meu ce-a devenit. De aceea v-aș ruga tare mult. Stimații mei, făceți copiilor voștri să le placă la adunare prin gestul vostru. Doamne ajută! Apoi vă mai spun un lucru. De foarte multe ori, duminica dimineața, putem să fim într-un parc de mașini să vedem dacă sunt mașini mai ieftine, să ne schimbăm pe a noastră. Putem să fim la un restaurant bun. Însă aș vrea să vă spun, duminica dimineața, din ce știu eu, Hristos vine în mijlocul celor răscumpărați. Și atunci când Hristos este prezent, se produc minuni, se produc înmulțiri, se produc eliberări. Ia-ți copilul și mergi pe drumul pe care trece Iisus. Că oricât ai vrea tu să-L duci pe Iisus pe parcul de mașini sau pe restaurant, Hristos vine duminica dimineața în biserica sa, slăvit să fie Domnul. Dacă tu cu copilul tău ești în adunare, s-ar putea ca Hristos în ziua aceea să se oprească în dreptul lui și la 10 ani, la 11 ani, să-l auzi pe copilul tău, cum am auzit atâția copii spunând, băi, în timpul acestei rugăciuni am simțit niște fiori prin mine, măi. Și altul de 8 ani îi spunea, băi, ăsta e Duhul Sfânt, mi-a explicat tata. Ăsta e Duhul Sfânt care te cercetează. Unde să-ți duci copilul tău să simtă prezența Duhului Sfânt? Pe stadion? La discotecă? La restaurant? Sau în casa Domnului, unde e prezent Hristos? Gândește așa? Îl duci pe drumul pe care trece Iisus? Vă amintiți dumneavoastră de Zacheu? A vrut să-L vadă pe Iisus. Și fiindcă era mic de statură, nu L-a putut vedea, nici nimeni nu s-a dat la o parte. M-aș fi așteptat să se ducă înapoi și să spună, Dumnezeu e martor că am vrut, dar nu s-a putut. Mă duc înapoi la vamă să-mi văd de pensia mea. Dar spune Scriptura că Zacheu a făcut un lucru, s-a interesat pe unde trece Iisus, că degeaba alegi pe un drum greșit și urci într-un copac, stai o lună în copac. Pentru că dacă nu trece Iisus, nu te ajută la nimic. S-a interesat pe unde trece Iisus și pe drumul ăla s-a urcat în copac. Orebiții mei, Iisus are un itinerar. Fii totdeauna pe drumul care trece Iisus. Și fii cu copiii tăi, fii cu casa ta. Hristos când va trece, nu azi, nu mâine, va rosti o binecuvântare și binecuvântarea aceea va fi definitorie. Te rog frumos, ia-ți copiii și stai pe drumul care trece Iisus. Apoi, frații mei, place la adunare, pentru că adunarea e locul în care crește generația următoare. Am fost și aseară aici, au slujit tinerii din biserică, adolescenții, alaltă seară, din nou la fel, o slujbă excepțională, deosebită. M-au uitat și la cor acum, Domnul să-i binecuvinteze. Știi ce văd eu așa? Că de foarte multe ori parcă plătim bilet la un spectacol și ăștia nu se ridică la nivelul prețului biletului. Cam asta văd adunarea. Atâta ne-a învățat de profesioniști. Nu se ridică, domnule, noi am plătit un preț și ăstea am plătit degeaba prețul. Nu se ridică cu performanța lor la nivelul ăsta. Acum, coriștii, din ce am văzut eu, majoritatea dintre ei spirituali, slăvit să fie Domnul, nici nu așteaptă tare mult. Dar imaginați-vă că ies niște copii să cânte în fața voastră. În timpul când au făcut repetiția, se puteau juca pe calculator, puteau citi o carte, puteau să joace cu păpușile fetele și cu mașinuțele băiețe. Puteau să facă orice altceva. Însă cineva a făcut repetiții și tot i-a întors, până au zis că iese bine. După care s-au prezentat în fața adunării. Și în fața adunării au cântat cum au putut ei mai bine. Cu poticneli, dar au cântat cât au putut mai bine. Dintr-o dată adunarea asta formată din bunici, din părinți, din prieteni, spun așa un alehamete, Domnul să vă binecuvintez, dacă n-ați avut și face, asta e treaba. Crezi că va avea pasiune pentru altă cântare? Și ești aici venit în casa Domnului. Am văzut cum o cânta corul.
Credeți că dirijorul le-a dat partitura la fiecare, s-a culcat noaptea cu capul partitură și a doua zi fiecare cânta pe vocea lui? A fost repetiție. Care a fost atitudinea noastră vis-a-vis de ei, vis-a-vis de o slujire? Încă o dată vă spun, după ce termin eu predica, puteți să nu spuneți Domnul să te binecuvinteze. Cât trec peste asta? Dar nu trec peste faptul că copiii voștri, adolescenții voștri, care au alte alternative, slujesc cât pot mai bine și tășesc din gură. Nu pot. Învață-te să binecuvintezi, să slăvezi pe Domnul. Învață-te să ai un răspuns la lucrul ăsta, dacă îl vrei aici. Eu am întâlnit copii care i-au pus cineva forțat să învețe să cânte. Tot bombănea el, spunea, mamă, dar eu nu mă duc, dar cu tare, dar eu știu. Dom'le, când a ieșit în față și când a cântat biserica aia formată din frați, surori, toți într-un cor, Domnul să te binecuvinteze, slăvit, când s-a terminat adunarea, băi, dar ce frumos ați cântat, cum v-o folose Dumnezeu. Știți care i-au pus băieții? Mamă, când e următoare repetiție? Eu mă duc, până nu fășem un CD-ul, nu îi lăsăm. Deci eu prins curaj deja. Dar cum de? Adunarea aceea a început să simtă cum trebuie să facă să le placă la copii în casa Domnului. Doamne ajută, frații mei! Trebuie să le placă, că altfel devenim o... Tinerii văd lucrul acesta. Când eram mai tânăr, citeam la un anumit aspect și am fost atent la lucrul acesta. Se spune că doi copii într-o localitate se jucau lângă o casă de rugăciune în fiecare duminică dimineață, aveau o minge pe jumate de sunflat, o poașcă de minge, așa, și se jucau acolo, băteau minge. Într-o duminică dimineață, ca o revelație, așa, unul dintre ei, a spus, măi, dar ce fac oamenii ăștia care intră acolo, înăuntru, în adunarea asta? A spus, nu știu ce fac. Păi, dar eu sunt curios ce fac. Și unul a spus, măi, dar putem să aflăm. Cum? Vezi că au geamurile transparente? Facem un lucru, eu mă razăm de peretele clădirii, pun palma căuș, așa, și tu te uiți în tu te urci cu piciorul în palmă și îmi spui ce se întâmplă înăuntru. Și așa au făcut. Stătea unul răzămat, celălalt acolo și ăla se uita înăuntru. Și ăla de jos spune, băi, aud ceva ca un murmur, așa. Bă, fiecare câte o cânta, câte o carte, așa, și cântă din ea. Păi, dar acum nu se mai aude. Băi, s-o așeza jos. Și este unul în față și le explică ceva la ăștia. Băi, și la un moment dat se aude parcă așa altceva. Băi, s-o ridicat și parcă se roagă. Băi, și cum e? Băi, cântă, îi ascultă, dar se vede că nu-i place ce fac. Știți când te uiți peste slujbele bisericilor noastre, cam așa arată? Noi cântăm, dar nu-i place. Ne rugăm, dar nu-i place. Am venit la adunare, dar nu-i place. Știți că copiii se uită la fețele noastre? Și acum când aveți copiii lângă voi, vă-i greu, stimați bărbați, să ridicați mâinile, să lăudați pe Domnul, să înălțați numele Domnului, că copilul tău nu închide ochii. El închide ochii și se uită așa și întreabă, tati, dar de ce te rogi așa? Băi, mă rog pentru tine, pentru viitorul tău. Mă rog ca Dumnezeu să te însoțească, băi. Mă rog ca mâna Domnului să fie cu tine. Sau stați pe baza păstorilor sau învățătorilor la școala duminicală. Îi place copilului tău la adunare? Ai provocat lucrurile acestea? Doamne ajută! Ultimul aspect pe care aș vrea să vă spun, copiii trebuie să învețe disciplina și o învață în adunare. Mă bucur la dumneavoastră de disciplina care e aici. Mă bucur în dremenul copilului, dar la adunare învață. Am întâlnit cu biserici unde efectiv la adunare frații i-au dat la copilaș o bicicletă din aia așa și prin fața amvonului mergea acolo, mergea dincolo. Ăsta predica punctul 1, avea deja și ciclist în față. Punctul 2 avea... Era bucuros că nu-i turul Franței pe acolo, prin zona respectivă. De ce? Pentru că, domnule, dar suntem unii să-l lasi, în adunare. Frații mei, în adunare copiii trebuie să învațe disciplina. Acolo învață. Îmi aduc aminte cu nostalgie, cu ceva ani în urmă, pentru că biserica noastră e în amfiteatru. Eu atunci când conduc slujbele, nu închid ochii. Mă uit așa și mai văd tineri care se mai uită așa printre zăbrele și spun, roagă-te corespunzător, că e rugăciune. La balcon avem numai copii pe prima linie. La un moment dat l-am văzut pe unul mai blonduț așa, avea treabă cu unul din lângă el, amândoi vreo 5 anișori așa, și ăsta îi dădea niște bipuri lui ăla, dar așa sănătoasă îi dădea. La un moment dat eu am văzut că ăla dă cu ghiontul și am făcut lui ăla care era prigonit, păi spune-l celălalt, uite la mine. De asta mai tași o bucată, era un fel de martir în viață, așa, știi? Mai tași o bucată, după care îi spune lui ăla, au zis, păstorul, să te uiți la el. El întreabă, cine a spus? Păstorul, să te uiți. M-am uitat, ce faci tu acolo? Știi ce a făcut ăla? Dintr-o dată ridica mâinile sus, așa. A început
din toată adunarea nu mai era nimeni cu mâinile în sus. Am zis că la urmă discut cu el, cu părinții lui, ce făcea el acolo. Când l-am văzut cu mâinile în sus, zic că a început stăruința. Nu mai vorbesc, dacă îl umple Domnul cu putere, nu putem nimic face aici. De unde a învățat el treaba asta? Că dacă a greșit, poate să stea așa înaintea Domnului. Din adunare învață, frații mei. Din adunare. Copiii noștri pot greși, dar în adunare învață cum trebuie să se poarte. Doamne ajută! Ultimul gând pe care vreau să-l prezint aici, la place copiilor noștri la adunare, faceți ca mesajele dumneavoastră, și aici mă refer la cei care dau hrană, să fie potrivite și pentru copii. Când Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru să aibă grijă de turma sa, care era făcută din oi, oițe și melușei, m-aș fi așteptat prin punctul de vedere rentabilității să spună Petru, ocupă-te de oițe prima dată. Alea dau lână, alea dau lapte, alea nas mei, aia e productivitatea. De acolo iese bănuțul, de acolo iese profitabilitatea. Știți cu ce începe Domnul să-i spune lui Petru să îngrijească paște melușeii? Că dacă tu ai grijă de melușei, de adolescenți și de generația tânără și ei înțeleg Evanghelia, ceilalți n-au decât să se smerească și ori prinde și ei. Doamne ajută! E important lucrul ăsta. Prima atitudine a copilului folosit de Domnul este că ajunge să-i placă la adunare. Și o să vedeți asta din faptul că sunt lucrat schimbul 3. Veniți acasă obosiți și aveți nevoie duminica să vă odihniți. Și copilul tău îți spune, tate și mame, nu mă interesează ce schimb ai fost. Caută și ajută-mă să ajung la biserică, pentru că eu cânt cu frații, mă rog cu frații, pentru că ei croit o cale de care nu se va abate nici când va îmbătrâni, pentru că l-ai făcut să-i placă la adunare. Doamne ajută! Al doilea lucru care caracterizează un copil folosit de Domnul este că ascultă de părinți. Și pe vremea aceea erau dulcegării în Israel, erau smochine uscate, erau tot felul de lucruri dulci și plăcute. Însă copilul acesta avea în traistă ceva ce numai părinții îți spun, pâine și pește. Există și astăzi copii pe care îi trimit anumite mame în anumite zone cu sandwich-ul sănătos la școală, în care pune tot ce trebuie, el aruncă și ia gumă de mestecat, că e o mâncare veșnică, aia te dor fălcile, dar oricum mănânci continuu. Continuu mănânci. Sau snacks-uri de altă natură. De ce? Pentru că el consideră că așa ar trebui să se hrănească. Uite că copilul ăsta nu schimbă pâinile și peștii cu alte dulcegării sau alte lucruri din timpul respectiv, ci are exact ce i-a spus mama și tata. De aici pot constata și pot vedea că lui îi păsa de ce vorbește și de ce gândește și spune mama și tata. Cine ar trebui să învețe pe copiii noștri să asculte de prima autoritate? Ne mulțumim să gândim că profesorii de la școală, ne mulțumim să gândim că educatorii de la școala duminicală, primii profesori pe care ar trebui să-i aibă copiii noștri sunteți tocmai voi, părinții. Voi trebuie să-i învățați că ascultarea de părinți este prima poruncă care este însoțită de o făgăduință. Toate poruncile sunt obligatorii, dar asta, ca să-ți fie dragă, Dumnezeu a pus un bonus, să trăiești mult și fericit. Doamne ajută! Învață-ți copilul rentabilitățile. Măi, aici se poate vorbi de treaba asta. Învață-ți copilul disciplina. Doar părinții sunt chemați să învețe asta. De foarte multe ori, copiii, și asta e biblic, vă prezint, să nasc cu o anumită doză de nebunie, de încăpățânare, de răzvrătire. Nu contează că e copil de păstor, nu contează că e copil de dirijor, să naște cu o doză lipită de el. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Proverbe, capitolul 22, cu versetul 15. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. Stimații mei, doar ceva anume va îndepărta nebunia aceea de inima copilului tău. El se va manifesta, se va trânti în magazinul de jucării și până nu iei jucăria preferată și ai zvesc și vânzătoarele sunt toate de partea lui. Dar cum să nu iei? Dar copilul dorește jumătate de raion să-i cumpere. De ce să nu iei tu acolo? Se va întâlni și nu pleacă de acolo. Și spune, dar cu cine seamănă copilul ăsta, domnule, de face așa ceva? Parcă eu nu mă văd așa. Cred că seamănă cu neamurile nevastă mea. De obicei, noi cam așa scăpăm de toate celelalte lucruri. Dar indiferent ce spui, vezi în el o încăpățânare și o împotrivire care n-ai cum să o rezolvi. Și acum, nu iau acertării, presupune, băi, n-ai făcut bine. Am întâlnit oameni
femei și bărbați care mi-au spus, frate Virgil, când tatăl meu sau mama mea mi-a spus ceea ce ai făcut, m-a făcut de rușine pe mine, mai bine îmi dădea două palme, tata și mama. Mai bine îmi dădea două palme, atât m-am simțit de rușinat de ceea ce am făcut eu. Vă spun drept că am întâlnit puțin din ăștia, foarte puțin. Eu n-am fost dintre ei. Mi-ar fi plăcut să vă spun, eu eram din ăia când mi-era rușine de prostiile și le făceam eu. Nu! Eu efectiv am fost ca majoritatea, așa nume, îmi spunea mama și tata, mă amenința mama și tata, să-mi verzea tata la obraz, spune, băi, nu fă lucrul respectiv! Și eu tot în direcția respectivă să-i văd limitele. Să-i văd limitele. Și tata rezolva problema simplu. Se ducea prin grădină, găsea vreun alun, vreun nuc, vreun ceva așa, lua o telecomandă așa mai scurtuță și nu-mi dădea peste cap niciodată, nici peste urechi. O constatat el din creație că eu am o zonă rotunjoară așa plină cu senzori și prind înțelepciunii pe loc. Și când telecomanda lui atingea zona de senzori, chiar că prindeam înțelepciunii. E așa învățat și tabla mulțării, că până atunci nu știam nimic, nimic nu știam, botă eram. Și aveam un profesor care avea un nahaic așa, cu cauciuc, așa mai dădea la palme. El făcea încălzirea, că veneam acasă și tata și mama continuau orele intensive. Așa am învățat. Dar știi că prindeam înțelepciune. O să vezi cu un copil care îi spune, băi, nu lua paharul ăla, că e din sep, măi. El tot întinde mâna așa. Și dacă ai telecomanda lângă tine, nu mai întinde mâna după aceea. De ce? Ai atins zona de senzori care capătă înțelepciune pe toată viața aproape. De ce? Pentru că ori Biblia vine și spune, ăsta e sistemul. De ce? Pentru că foarte mulți părinți vin, băi, uite ce inteligentă e. Dar uite, se trântește din pământ. Are personalitate, frate. Are personalitatea lui. Trebuie să-l lași în personalitatea lui. Și personalitatea lui n-ascultă de nimeni. Îl dai la școală, n-ascultă de profesori. Îl dai la muncă, n-ascultă de patron. Îl dai unde, îl dai, n-ascultă de nimeni. L-a ajuns în biserică, n-ascultă de nimeni. De ce? Are personalitatea lui. Și acum ascultați, frații mei, vă recitesc într-o dată pasajul biblic. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. Și acum Proverbe, capitolul 27, cu versetul 22, spune așa: pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-a reșit din el. Dar de ce? Că trebuia scoasă când se putea scoate. Trebuia scoasă când dormea de-a curmezeșul patului, nu de-a lungul. Dar atunci ai avut grijă de copii altora. Atunci ai avut carieră. Atunci ai avut alte preocupări. De ce să-ți dezlipești tu copiii? Nebunia de copilul tău. Așa se explică de ce ajung unii tineri și tinere prin pușcării. Când ies afară, te gândești, băi, eu învăța ceva. Nu face ceva să intre iară. Pentru că poți să-l pui în mijlocul grăunțelor. Nebunia nu mai iese din el. Există și în domeniul ăsta minuni. Cu rugăciune, fiii risipitori mai vin acasă, slăvit să fie Domnul. Nu 100%, dar mai vin acasă. Dar de ce să nu-ți faci tu treaba la început? Când copilul e mic și când telecomenzi există pe toate drumurile, de ce să nu rezolvi tu problema aceasta și să rezolvi? Că Biblia te învață și mă învață, frații mei, când asculți de părinți și prin metoda aceasta, copiii încetul cu încetul au o traistă lor. Și pune-le în traista lor pâinea cuvântului lui Dumnezeu. Spune-le cum vorbește Domnul. Spune-le cum lucrează Domnul. Spune-le ce spune Scriptura, ce învață Scriptura. Trăim într-o generație când se cer argumente de tot felul. Învață cuvântul Domnului ca să-i pui în traistă copilului tău. Și apoi pune și pește, care e experiența. Totdeauna pește pune mai puțin, cu toate că conține omega-3, decât cuvânt. Totdeauna să ai mai mult cuvânt, mai multă pâine decât pește. Pune în traistă. Copilul tău va ajunge undeva, va ajunge la Londra, va ajunge la Madrid, poate va ajunge la Viena. Și într-o zi va fi pus să dea un îndemn. Va desface traista lui cu pâinile puse de părinți, cu pește pus de părinți. Hristos va lua din nou pâinile acelea și pește aceea.
va face o altă înmulțire și din nou toți vor mânca și se vor sătura, că lucrările astea continuă. Că lucrările astea continuă. E foarte important pentru voi ce puneți în traista copiilor. Observ foarte mulți părinți care pun în traista copilului iubirea de bani. Pun în traista copilului iubirea de funcții, de poziții, de lucruri din lumea aceasta. Pune pâine și pește. Hristos pe alea le mulțește, slăvit să fie Domnul. A treia caracteristică a unui copil credincios, pe lângă faptul că îi place la biserică, pe lângă faptul că ascultă de părinți, este că are prieteni credincioși. Stimații mei, aici avem o mare datorie ca și oameni maturi, să avem gesturi plăcute. Câteodată trecem și facem școli biblice și suntem pastori și suntem oameni și suntem bătrâni de adunare și suntem părinți și suntem bunici și prin jurul nostru există niște ființe care se uită la noi ca la oamenii lui Dumnezeu. Și noi trecem cu Biblia la piept așa și ne uităm la ei, ai să ajungi tu mare cândva, dar deocamdată îmi trebuie toiagul lui Ahasveros să te poți uita tu la mine. Făceți-vă timp să treceți pe lângă ei și să puneți mâna pe capul lor și să spuneți, Domnul, să te binecuvinteze. Făceți-vă timp să stați de vorbă cu ei, când se termină adunarea, pentru că pentru ei contează tare mult. Mai ales în perioada examenilor, când știți că au examene, făceți-vă timp să spui, mă voi ruga pentru tine. Mă voi ruga ca ceea ce a învățat Dumnezeu să-ți aducă aminte. Știți că pleacă acasă bucuros și spune, mami, m-am întâlnit cu fratele ăla din biserică, cu sora respectivă. O zis că se roagă pentru mine. O zis că mă poartă rugăciune înaintea Domnului. Așa de bucuros încep să învăț pentru că sunt, și ei sunt mai mulți care se roagă pentru mine. Ți-ai făcut timp pentru lucrul acesta? Pentru că îl văd pe Andrei, apostolul Domnului, care nu stă numai în preajma Domnului. Se duce și se împrietenește. Și iată că un copil își deschide traista lui ca să-i spună că acolo are pâine și totodată pește. E atât de important, stimații mei, să verifici ce prieteni are copiii tăi. Verifică care-s prietenii. Că de foarte multe ori ne ocupăm așa și nu știm care-s prietenii. Îi parcăm la școala duminicală, dar nu știm care-s prietenii lor. Încurajează copiii tăi la prietenii bune. Să vă dau doar un exemplu pe care l-am văzut de foarte multe ori pus în practică. Să presupunem că aparțineți de o comunitate în care frații se obișnuiesc să cânte. Nu-i cazul la Elim, pentru că aici aveți organizat totul, dar există comunități mai mici. La un moment dat o familie ies în față cu copiii ei și cântă o cântare, soț, soție și copii. Cântă cum cântă ei, o cântare. După ce cântă cântarea aceasta, urmează slujba și în drum spre casă, tatăl poate comenta împreună cu mama ce au făcut cei doi. Și anume, de obicei comentează și presupun partea bună, bă, ce familie deosebită, ce cântare frumoasă au cântat, ce oameni scumpi sunt ăștia, au pus deoparte timp să laude pe Domnul, să facă repetiție. Sunt niște oameni extraordinari și au niște copii cu minți și au niște copii cu bun simț. I-am văzut așa, sunt oameni extraordinari. Copiii în timp ce bărăi cu mașinile prin mașină sau se joacă acolo, aud lucrurile astea, aud. După masă, când vin la slujbă, vin copiii acelei familii la familia ta, la copiii tăi și spune, noi vrem să mai pregătim o cântare, dar suntem prea puțin. N-ați vrea să veniți și voi să cântați cu noi? Știți care e răspunsul copiilor care au auzit de la părinți cum i-a vorbit familia respectivă? Sigur că da. Și de multe ori se leagă prietenii care se lasă și căsătorii mai târziu. Să viți fie Domnul. Pentru că ai vorbit de bine. Dar ei imaginează-ți tu că soțul merge acasă și bombănește, continuă. Nu trebuia să-i pui pe ăștia. Ăștia sunt niște oameni care au venit recent, au două fețe cel puțin și așa mai departe, și sunt niște oameni profitori, și sunt niște oameni care, bine, copilul e același, v-a spus, n-are filtru. El se uită la lucrurile astea. Și săptămâna asta vorbim de asta, și săptămâna viitoare vorbim de celălalt, și săptămâna cealaltă vorbim de celălalt și mă întâlnesc cu un tată de aici, din Uniunea Europeană, care îmi cere mie explicații, să explic logic de ce copiii lui s-au împrietenit cu copiii unui musulman și nu copiii fraților din biserică. Băi, pe musulman n-ai apucat să-l vorbești de rău, băi. N-ai apucat să-l vorbești de rău. Dar pe ăștia mi-ai tocat pe toți. Cu cine să se împrietenească copiii tăi când toți sunt fățarnici, toți sunt răi, toți sunt bandiți, toți sunt... De aceea v-aș ruga spre binele vostru și a caselor voastre. Vorbiți de bine frații voștri. Doamne ajută!
Vorbiți de bine, slăbiciune avem toți, și voi, și eu. Știu că mai sunteți mai curioși ce am eu. Aveți și voi și eu să vorbim de bine pe frați. Doamne ajută! Că atunci când vorbești de bine, copiii tăi vor fi tentați să se apropie de ceilalți. Vor fi tentați să fie preajma lor. Vor fi tentați să aibă prieteni credincioși. Și câtă frumusețe există când vezi că copiii tăi cu altora slujesc împreună, se ridică și merg în misiune. Apoi, dintr-o dată, auzi că îi folosește Domnul la îndemn, la cântare. Unii dintre ei au descoperiri din partea Domnului. Și cât e de frumos lucrul acesta. Indic pe calea aceasta să le spun fraților că lucrarea de profeție, de vedenie, de descoperire este atât de mare importanță în domeniul adolescenților și a tinerilor. Este extraordinar, frații mei. Pentru mine, pentru alți frați mai cu vechime, vine starea aceea, eu mai spus la frați, când m-a dus mama prima dată la școala generală, n-am făcut grădiniță. M-a luat de mână și m-a dus la școala generală. Când am ajuns la școala generală, am plecat așa, luni, marți, m-a dus mama. Vineri, trebuia să mă duc și sâmbătă, m-a întrebat colegii, da, sâmbătă tot mama, te aduci aici? M-a supărat, cum adică mă duc mama? I-a spus, mamă, e vineri după masă, mamă, mă duc eu mâine la școală. Măi, dar tu ai să găsești? Mamă, găsesc, lasă-mă în pace, îl găsesc. Am mai circulat pe sub poduri, am mai rătăcit, dar în sfârșit am ajuns cu întârziere, am ajuns la școală. Bun, asta e în prima parte. Iubiții mei, aș vrea să vă întreb, dacă un copil este luat de mână și dus de mama, e normal. Dar să vezi un copil care e la liceu, vine mama și l-aduce, uite măi băiete, aici e liceu. Intră și când ieși, te aștept tot eu. N-ai stat știuți curios așa? Când venim la pocăință, frații mei, când suntem copii, spiritual și totodată, vine prorocul, ne ia un metru și ne duce mai departe. Vine văzătorul, ne ia un metru. Vine păstorul, vine tata, vine mama, ne ia și ne duce mai departe. Că avem nevoie de călăuzire. Dar după 30 de ani de pocăință, chiar mai trebuie să suni prorocul să întreb dacă schimb caușucurile de iarnă cu cel de vară? Chiar mai trebuie? Dar tu n-ai călăuzire? Ori la 30 de ani de pocăință, tu ar trebui să vorbească Duhul Sfânt în interiorul templului tău și prorocia să-ți confirme și deja Duhul Sfânt ți-a vorbit. Nu e o surpriză pentru tine asta. Ori tineretul, adolescenții au nevoie de călăuzirea asta. Însă nu comunității noastre se organizează la slujbele de tineri, părtășii cu vasele Domnului autentice, certificate din biserica noastră. Nu vă pot spune ce e acolo. Nu vă pot spune ce lupte au. Nu vă pot spune când Duhul Sfânt vine și se ocupă de ei, cum plâng în cohote. Nu vă pot spune ce mărturisesc și ce stări au. Pe care, drept să vă spun, eu am fost ca ei. Nici prin cap nu mi-a trecut așa ceva. Sunt niște situații cu care se confruntă. Și răspunsul la toate acestea este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. E atât de important să fie expus la așa ceva. E atât de important în zbuciumul lui să se oprească Duhul Sfânt și să spună, cunosc problemele tale, cunosc un loc în care te-am așezat, cunosc că cineva râde de tine, cunosc, dar te-am așezat acolo să fii o lumină, pentru că eu voi lucra. Dintr-o dată, el se simte important, i-a vorbit Dumnezeu, a intrat cu capul plecat, iese cu capul sus, Dumnezeu mă știe, Dumnezeu lucrează, hai să cântăm o cântare. De ce? Și-a schimbat dintr-o dată toată optica, toată gândirea, pentru că Dumnezeu i-a spus că îl cunoaște și i-a arătat că știe problemele lui. Să ne ajute Domnul! Indic fraților responsabili, faceți din când în când lucrurile acestea. Chemați frații păstori pentru că s-au auzit lucrul cu care se confruntă. Vor avea nevoie de mărturisire, vor avea nevoie de luptă, pentru că prea târziu când auzim că s-au pierdut, pentru că stau o grămadă să-i aspire, să ia. Și biserica are resurse pentru ei prin prietenii de aici. Și mă bucur, există comunități mari care dumneavoastră, la noi peste un an de zile, de când toți tinerii din biserică postesc în fiecare zi, sunt cel puțin 3-4 tineri care în fiecare zi sunt la post. La ora 4 predau, la ora 4 preiau și tot așa, și tot așa. Peste un an de zile există o trezire printre ei, au mulți prieteni, merg în misiune, fac lucrare și toate acestea ar fi fost pierdute fără prieteniile dintre ei. Pentru că lucrurile acestea le aduce atâta satisfacție și împlinire. Să găsesc dintre ei oameni care îi cunosc mai bine și încearcă să ne traducă, pentru că câteodată avem nevoie de traducerea luptelor lor, că noi nu ne pricepem.
Suntem ca acel frate în vârstă care s-a dus unul din ăsta mai tânăr să-i spui și-o păcătuit el pe internet, din cutare, și s-a auzit din col de ușă. Băi, și tu și asta ai făcut, ieși afară de aici, așa ceva ai făcut. Pentru că bătrânul era uimit, el a fost învățat la vremea lui ca omul ăla să greșească cu ceva anume. Dar ceea ce generația asta spune la ceea ce așa, l-a uimit, îl scotea afară de acolo. Mai omul ascultă-l și ajută-l să se recupereze. De foarte multe ori nu se înțelege lucrul ăsta. E o luptă care se duce, frații mei. Uitați-vă la copiii voștri, arată poate din punctul ăsta. Au nevoie de prieteni. Fii un asemenea prieten, Doamne ajută! Ultimul aspect pe care ridic la modul în care lucrează Dumnezeu prin copii, pe lângă faptul că copiii aceștia le place, ajung să le placă la adunare, pe lângă faptul că ascultă de părinți și pe lângă faptul că au prieteni credincioși, sunt copiii care le place să dăruiască. Adică, au pâinea lor și peștele lor. După unii teologi, din ce am citit eu, coșurile alea goale ar fi aparținut apostolilor. În pustia aia, apostolii și-au mâncat pe după fișuri mâncare din coșuleță, și coșulețul a rămas goale. Singurul care a fost captivat de tot ce se întâmplă împrejurul lui și a uitat să mănânce cele 5 pâini și 2 pești, era hrana pentru copil, a fost băiețelul. Și acum vin apostolii și Domnul și spune, dă-ne mâncarea ta ca noi să facem o minune. Normal, copilul trebuia să spună, tata și mama mi-au pus mie mâncare, uite eu o să o meșez aici mâncarea și în fața voastră eu o să mănânc fără probleme. Că pâinișelile mele și peștii mei, voi trebuia să aveți mâncare. De ce aveți coșurile goale acum? Dar copilul a fost învățat de cineva să fie altruist, să fie dăruitor și a dat. Învățați-vă copiii să dea. Ca și în comunitatea noastră aveți parchet pe jos. Vă indic, nu dați monede, dați bacnote. Pentru că atunci când se pune acolo să nu se audă, dacă îl scapă jos, se aude imediat pe jos zgomotul. Dar obișnuiți să le dați. Când se face colecta, să treacă pe la el să aibă ce dea. Noi avem un sector întreg de copii acolo și oamenii de ordine când încep să facă colecta în biserică, merg pe la toți ceilalți din adunare, oameni de afaceri, ce mai sunt, să stăm în colect. Dacă am uitat să trecem pe la ei, avem scandal în adunare. Toți întreabă, să vin aici? Aici sunt bani, aici e greu, aici se dau. Să vin aici, dintr-o dată toți oamenii de ordine merg acolo și dau, pun fiecare câte un leu, pentru că aș s-ar poza și ar face un selfie când pune el banul acolo, dar dă banul acolo, pentru că simte asta. Când ăsta prinde 18 ani sau 20 de ani și are serviciul lui, când trece colecta prin față, el are un obicei, el se împrumută și dă deja, dacă a uitat portofelul acasă. Pentru că s-a dezvoltat spiritul acesta de a dărui. V-aș ruga tare mult, învățați-vă copiii să facă asta. Doamne ajută! Învățați-vă să dăruiască, că nu tot ce aparține lui, e a lui. Nu tot ce intră în buzunar și în pormoneu, e a lui. E și a celui care a avut accident. E și colegului care s-a îmbolnăvit de leucemie. E și a altuia. Și sunt atâția care au banii lor în buzunarele noastre și trebuie să te dat. Învățați-vă lucrul ăsta. Apoi, stimații mei, ca să vă puteți ține copiii pe o linie de plutire, duceți-i și în casa năcazului. Pentru că de foarte multe ori copiii, ca și noi, au aceeași idee, se compară nu cu alții mai slab financiar ca noi, ci mai buni. Și din cauza asta suntem nemulțumiți de mașina altuia care e mai bună ca noastră, de casa altuia care e mai spațioasă ca noastră, de serviciu și jobul altuia care e mai bun ca nostru, și bombănim că noi nu avem ca ăla. Dar nu te uiți la ăla care n-are servici. Nu te uiți la ăla care stă în cort. Nu te uiți la ăla care circulă cu bicicleta, că mașină n-are. Nu te uiți niciodată să faci comparație cu ei, că ai și bine. Ori copiii ne seamănă. Și în clasă totdeauna se compară cu copiii bogătașilor, cu iPhone-ul de ultimul tip. Și face presiune pe părinți. Schimbă-mi-l. Schimbă-mi-l. Nu mă iubești dacă nu mă schimb. Și pentru foarte mulți părinți e o povară să poată face asta. De el nu știe decât schimbă-mi-l. Trântește ușile, schimbă-mi-l. Știi de ce, fratele meu? Că nu ți-ai făcut timp să-l duci pe acolo pe unde într-adevăr ai nevoie. Mi-aduc aminte că în pandemie, o biserică de aici, din Austria, a dorit să ajute o zonă din România, unde erau mai mulți membri acolo, cu oameni mai năcăjiți. Și a vorbit cu un frate, și a spus, frate, matale, în perioada asta n-ai servici, noi o să-ți plătim de la biserică drumul din Austria până în zona respectivă și caută pe cineva să distribui coletele astea la familiile la care te trimitem noi. Noi îți dăm adresele la familiile alea.
Noi dăm adresele corespunzătoare și mai tare distribui. Și dăm bani și la cel care ia colete, le duce. Ăsta, fratele ăsta, când a auzit de lucrul ăsta, s-a dus la băiatul lui de 14 ani, care tot făcea presiuni să ia un alt iPhone. Și asta eu spus, măi, doar știi cum e, lucrez numai eu, avem de plătit chirie, avem de plătit și mai ai frați și surori, eu ca să-ți iau ție ultimul tip de iPhone, eu trebuie să fac împrumuturi. N-am de unde, nu se poate, tată. Colegii mei iau, toți ceilalți au o presiune pe el că nu mai putea sta acasă, taxul, efectiv. Și acum tata spune, uite, facem bani de iPhone, eu mă duc, nu eu, ți-i dau ție. Tu mergi și distribui pachetele și după aceea punem noi și ți-am luat ultimul tip de iPhone. Ești de acord? Gata, dacă se poate, băiatul pleacă. O ajuns în prima familie în România. Tata paralizat la pat, copiii aveau un singur telefon din ăla tip vechi, Nokia, cu care suna și ăla cum suna și toți pe rând își luau de la profesor lecțiile. În casa aceea era cum era, au lăsat pachetul, băiatul se uită. Apoi ajung într-o altă familie, unde era un copil bolnav, în căricior. Frații lui stăteau pe lângă el și din nou și ei, într-o situație, dau pachetul acolo, toate pachetele le-au dat la familii care erau mai jos ca ei. Se întorceau acum din România spre Austria să ridice bani de pe transport și bani pe distribuții colete. Și tata îi spune, băiatul, am rezolvat cu ajutorul Domnului, acum ne întoarcem acasă. Ce tip de iPhone spunea că evrei? Și băiatul a spus, tată, e bun ăla care l-am eu. E foarte bun. Știți când aveți timp să-i duce sau un orfelinat? Știți când ați mai vizitat o familie a cărui soț era ca și soțul tău, dar au căzut de pe o schelă și stă în pat? Du-te la ei și vezi ce nevoie au. Ia-ți copilul, pune-i o franzelă, un compot, o zacuscă și du-te până la el. Să vadă copilul și alt fel de a fi. Învață. Nu e așa că îți faci și pretenții? Și normal. Stă în același loc, vrea camera lui, vrea izolarea lui, vrea stilul lui, ascultă muzica lui și la un moment dat nu mai știi ce să faci. Ieși din tiparul acela și vizitează oameni mai năcăjiți ca tine. Odată un doctor psiholog a fost întrebat la o mare conferință de ce una dintre cele mai mari plăgi care există în lume se anume depresia sau descurajarea. Și ăsta a fost întrebat de cineva cum ar... Ce ar spune el unei persoane care e depresive, efectiv? Și ăștia toți s-așteptau să spună ăla să vină la cabinetul meu, să-i dau un tratament, să-și ia tratamentul, să-l vină la control, să-mi intre mie bani în buzunar și ăsta a spus nu. Dacă vreți să scăpați de depresie, uitați de voi, căutați pe cineva pe care să ajutați și stați cu ochii pe ajutorul lor. Nu te mai uita la tine, ajută-l pe ăla! Și știți că am citit în ziar că la un moment dat undeva, pare mi se dacă nu cumva prin Anglia sau, că o femeie s-a dus să se sinucide de pe un pod. S-a dus acolo să se sinucide. Tot pe podul respectiv a venit altul. Era o zonă în care tot s-aruncau în apă aia, numai cu scopul ăsta. Tot în zona aia a venit un bărbat care vrea să facă același lucru. Femeia nici una, nici două, o sărit de pe pod, dar și-o dat seama după și-o sărit că n-ar fi vrut chiar să sară. Și a început a striga ajutor. Ăsta când a auzit că asta are nevoie de ajutor, el a venit să sară. O sărit după ea, o scos-o din apă și au fost amândoi vindecați de depresie. Slăviți să fie Domnul! Iubiții mei, când îți fixezi privirea să ajuți pe cineva, scap de toate problemele acestea. Închei mesajul meu cu experiența unui frastor din Statele Unite. Nu vă pun numele aici pentru că nu are importanță. E păstor de multă vreme în Statele Unite, după Revoluție ceva ani. Avea un prieten în Statele Unite care era colonel în armata americană. Nevasta era șefă la un spital mare din Statele Unite. Avea o grămadă de bani și un singur copil. Putea să-și cumpere și elicopter, nu mai vorbesc de ce mașini și așa mai departe. Într-o zi când vine colonelul acasă, găsește curtea din zona rezidențială unde era el plină de mașini de poliție, cu girofarele pornite și s-o gândi că cineva i-a spart casa. La ce se poate gândi el? I-a spart casa. Când ajunge șeful de la poliție, spune, domnule, știm că copilul dumneavoastră face parte dintr-o gașcă de infractori care sparge mașini. Colonelul început a râi. Și ce să fure din mașini? Ăsta are tot ce vrea, măi. Singurul nostru copil. Ce să fure? Fură tetiere, preșuri. Fură casetofoane dacă prinde. Nu se poate, domnule, ce să facă el cu casetofoane, cu tetiere, cu preșuri, cu lucruri. Domnule, ascultă ce spun noi. Avem informații ca așa și totodată avem mandat de percheziții de la judecător
Că toate astea, ca să nu fie bănuit, sunt depozitate în mansarda casei dumneitale, de aia suntem aici. Nu se poate, ăsta nervos, îi spune, hai sus în mansardă. Când s-a dus în mansardă, era plină mansarda cu preașuri, cu tetiere, cu casetofoane, cu ce mai era, pe mașină au putut și lua de pe acolo. Specialiștii numesc stilul ăsta de a fura, așa, cleptomanie. Când lești pârjonă în urma ta. Și acum gândiți-vă la colonelul ăsta. Avea un singur băiat, el era colonel, nevasta era, avea o grămadă de bani și singurul lor copil era bolnav. Îi plăcea să fure cu ceilalți. Când s-a întâlnit păstorul român, ăsta a plăcut plângea pe stradă. Și-a întrebat, băi, dar ce ai? Păi uite, am un singur copil. Uite ce viitor am eu. Uite în ce situație mă aflu eu. Păi și toi mi-ai vorbit, nu domnule, intrat în cameră, închis totul, o tras perdele, nu pot vorbi cu el. Și ăsta și-a adus aminte, băi, tineretul de la noi din biserică merge în zona Vasluiului, Bărladului, după Revoluție atunci. N-ai vrea să-l lași să meargă cu tineretul nostru? Păi numai să vrei să meargă, efectiv nu mai pot comunica cu el, nu mai știu. Păi mă duc și eu, zis păstorul ăsta, și dacă nu știi ceva în engleză, explic eu, fără probleme. Dar poate vrea să iasă. S-a dus ăsta la ușă, o bătut acolo. Băi, au zis păstorul român, ai vrea să mergi cu ei, că pleacă tineretul lor, pleacă în România. Ai vrea să mergi dincolo de ușă, plec oriunde, numai cu voi, nu mai vreau să stau. Plec oriunde. Și așa au ajuns ăsta în România. Când au ajuns în România, în zona respectivă, nu mai mergi cu pantofii. I-au dat ăștia niște cizmi de alea așa și intra pe străzile alea până la genunchi să mergea să ajute. Au intrat într-o anumită localitate, o grămadă de copii, ăsta și-a luat americanul, și-a luat bomboane în buzunar, toți copiii pe lângă el, să-i dea bomboane, secutare. Au intrat să ajute o primă familie, năcaz, pe jos lut. În altă familie, cum era atunci, copiii de dimineață stăteau în casă, îi aștepte pe ei dimineața, care au fost dimineața la școală, să-i le dea tenis și să poată pleca ei după masă, la orele pe care le aveau. Și ăsta se uita. Și la un moment dat a început să exclame, eu puteam să mă nasc aici. Eu puteam să fiu unul din ăștia. Eu puteam să fiu în zona asta. La un moment dat a cerut buzul lor și împreună cu cineva au plecat în cel mai apropiat oraș și au cumpărat de acolo tenis. Și-a văzut el că lipsește. Au cumpărat, a umplut buzul. S-a dus și el personal le ducea. Când s-adunau seara la biserica mică din localitate, copiii spuneau să se roage pentru noi nenea cu bomboanele. S-a întrebat, ce să fac eu acum? Păstorul i-a spus, dacă copiii vor să te rogi, roagă-te Domnul Iisus, vezi ce face, ai o responsabilitate. S-a rugat el cum o știut, după care a venit la pastor și a spus, n-ai putea să-mi dai 2.000 de dolari împrumut? Taixul i-a dat și a spus, băi, pastore, te duci în România, îți dau 2.000, dacă ăsta se apucă să furi preieșul de pe dașile voastre de acolo și îl bagă ăștia la părnaie, scoate-mi-l și adu-l în România. Asta zice, băi, mi-a dat taic-tu niște bani, dar pentru alte scopuri. Dar uite, ți-i dau, s-a dus cu ăla, au cumpărat tot ce-au găsit pe acolo, i-au ajutat pe oamenii ăia. A venit în America, s-a dus la o școală biblică, a studiat, s-a pregătit și actualmente e pastor american într-o biserică din America. Ce l-a schimbat? A fost expus că trebuie să dăruiască. Foarte mulți din copiii voștri vă fac mofturi, pentru că n-ați avut timp. Le-ați dat mașinuțe cu telecomandă, bani să schimbi telefoanele și tot au nemulțumiri. Mai opriți câteodată, mai mergeți în familii care abia așteaptă să vă vadă, faceți o rugăciune, cântați o cântare și lăsați-i pe Duhul Sfânt să-i sigileze cu puterea sa, slăvit să fie Domnul. Frații mei, cam astea sunt caracteristicile unui copil pe care îl folosește Dumnezeu. În primul rând ajunge să-i placă la adunare și mă rog ca copiilor și tinerilor și adolescenților din Elim să le placă la Elim. Doamne ajută-mi! În al doilea rând ascultă de părinți, în al treilea rând dezvoltă prietenii cu cei credincioși și în ultimul rând sunt dăruitori, știu să dăruiască. Mă gândesc la vremea când și eu voi ajunge bătrân și nu voi mai putea veni la adunare. Știți care e visul meu și care l-aș spune și în dreptul vostru? Când eu nu o să mai pot veni la adunare, să dau telefon la copiii mei și să-i spun ce mai faci. Și să-mi spună, tate, n-am timp acum pentru trebuie să mă duc la biserică, trebuie să fac de ordine sau să la timpul de rugăciune sau trebuie să plec în misiune sau trebuie să fac altceva, chiar dacă nu trece pe la mine. Îs bucuros că copiii mei sunt oameni folosiți de Domnul. Restul, că mai au vreo școală, vreo facultate, vreo mașină, e bonus.
E important să-L folosească Dumnezeu. Că rând pe rând ne ducem de aici și ne reîntâlnim dincolo ca oameni folosiți de Domnul. Să vă ajute Domnul pe voi să vă împliniți visurile acestea și pe mine și pe toți slujitorii și mâna cea bună a Domnului să fie cu noi. Amin.